Salutare, pitici! Povestea din această seară se numește Povestea regelui care avea prea mult din toate. Ia să vedem despre ce este vorba în această poveste. A fost odată un rege care avea prea mult din toate. Era frumos ca un înger și puternic ca un leu. La micul dejun mânca omletă din 12 ouă de rață și 12 ouă de găină. La cină se ospăta din 2 oi și 2 capre. La masa lui erau 10 și 10 de pâini proaspăt coapte pentru el, iar vinul îl bea întotdeauna direct din butoiaș. Avea și o familie mare, mulți fii și multe fiice. Când râdea, cânta și dansa, putea fi auzit de departe, chiar și din regatele învecinate. Dar toate acestea aveau să se schimbe. El este regele care avea prea mult din toate. Într-o noapte, regele a avut un vis urât. A visat că a pierdut totul. Rațele și găinile, oile și caprele, toate moșiile și toți banii săi dispăruseră. Regele a fost atât de înfricoșat încât a strâns tot ce avea. Să nu uităm că avea prea mult din toate. Le-a pus într-un sac imens și, de atunci, lua sacul cu el oriunde mergea. Regele nu a spus nimănui despre visul pe care l-a avut. Vedeți ce sac imens avea regele pe care îl căra cu el în fiecare zi. Mai târziu a avut un alt coșmar. A visat că niște slujitori voiau să-i fure averea. Visul acesta l-a îngrijorat atât de tare încât a hotărât de îndată să-i trimită pe toți la închisoare. Regele nu a spus nimănui despre coșmarul pe care l-a avut. Când închisorile s-au umplut, regele a construit altele. Oamenii erau îngroziți, dar nu îndrăzneau să vorbească de teamă că ar putea păți și ei ceva. Au început să-și ascundă gândurile față de prietenii și vecinii lor. Astfel, toți oamenii din ținut au ajuns să stea mereu cu capetele plecate și să-și vadă de treaba lor și să nu mai vorbească deloc unul cu altul. Apoi, regele a avut un alt coșmar. A visat că toată lumea îl batjocorea și nimeni nu-l mai iubea și că toți priveau cu invidie pământul pe care călca, aerul pe care îl respira, apa pe care o bea. Era atât de neliniștit încât nu se mai putea bucura de nimic, așa că a interzis totul. Omleta, pâinea și vinul, cărțile, plimbările, cântecele și dansul, totul. Apoi a mai dat o lege. Din acel moment, oamenilor le era interzis să se privească în ochi. După un timp, regele a visat că o armată puternică din răsărit s-a apropiat de regatul său. Speriat de un posibil atac, s-a închis în palat și a trimis un sol cu o nouă poruncă. După lăsarea serii, oamenii erau obligați să se închidă în casele lor și nimeni nu avea voie să iasă afară până dimineață. Aceasta era hotărârea regelui care avea prea mult din toate. Nici de data aceasta, regele nu a spus nimănui despre visul pe care l-a avut. Fiii și fiicele regelui, fiind îngrijorați de starea tatălui lor, au chemat doctori și înțelepți din întreg regatul, dar regele nu a vrut să-i primească. Înțelepții s-au sfătuit îndelung și au ajuns la concluzia că regele suferea de o boală necunoscută și nu știau ce fel de leac l-ar putea ajuta. Regele, care era din ce în ce mai trist, și înțelepții și doctorii, care nu știa ce fel de boală, de ce boală suferă regele. În fiecare dimineață, regele deschidea sacul imens și își număra averea. Și fiindcă avea prea mult din toate, după ce termina de numărat, nu mai avea timp de nimic altceva. Nu își vedea fiii și fiicele crescând, nu se mâna și nu se cera, nu făcea must din struguri, nu degusta vinuri, nu citea, nu dansa. Nimeni nu mai scria cântece pentru el. Regatul său se destrăma. Când împărații din vecinătate îl invitau în regatele lor, acesta le spunea simplu: am prea multe pe cap. Când le voi rezolva pe toate,
Atunci voi avea timp pentru omletă și vin, pentru plimbări, dans și cântece, se gândea el. Regele nu a spus nimănui despre coșmarurile pe care le avea în timpul nopții. Dansurile au încetat, cântecele s-au terminat, oamenii lui mureau de foame, părul încărunțise, picioarele erau grele, iar ochii întunecați. Fiii și fiicele lui crescuseră, însă regele nu îi lăsă să se căsătorească pentru că nu voia să-și împartă averea cu nimeni. Oricât de mult ar fi dorit cândva, acum regele nu mai putea să-și vadă copiii la casele lor sau să-și întâlnească nepoții. Oamenii din regat trăiau precum animalele sălbatice, ascunzându-se în vizuini. De frica pedepselor și-au îngropat cărțile, scrisorile și fotografiile ca să uite de toate acele lucruri care îi făceau cândva atât de fericiți. La asfințit, tot ce puteai auzi era sunetul zăvoarelor închizând porțile. Cu toate acestea, pe parcursul nopții, oamenii încă mai încercau să-și păstreze o mică licărire de speranță. Când copiii dormeau, părinții le șopteau povești pentru a le colora visele. A fost odată o țară frumoasă și însorită, unde oamenii nu se temeau de nimic și puteau privi unii în ochii altora. Ei dansau, cântau, spuneau povești și își împărțeau pâinea unul cu celălalt. Noaptea părinții le spuneau povești copiilor. Dar într-o zi, regele s-a împiedicat și a căzut, iar sacul pe care îl purta pretutindeni s-a prăbușit peste el. Regele, care avea prea mult din toate, a fost zdrobit sub greutatea averilor sale și nu s-a mai putut ridica niciodată. Aceasta a fost cauza declinului său, au spus doctorii, fiindcă prea mult din toate a fost prea mult pentru un singur om. Regele, care a fost zdrobit de greutatea sacului. Prea mult pentru un singur om. După ce copiii regelui au luat sacul cu prea mult din toate, aceștia au decis să nu ascundă averile, ci să le folosească ca să reconstruiască împărăția. În locurile în care fuseseră îngropate cărți, scrisori și fotografii, crescuseră între timp copaci, iar păsările veneau să-și construiască cuiburi. Încet, împărăția a început să prindă iar viață. Inimile oamenilor erau din nou pline de speranță. Poate că acum vom locui în țara la care am visat, se gândeau copiii, țara în care oamenii se privesc în ochi și își împart pâinea cu ceilalți. Împărăția a început să-și revină. Și la sfârșitul cărții, dragii mei, mai avem ceva drăguț, aici scrie ceva drăguț. Ce nu știa regele era că atunci când bucuria și durerea sunt împărtășite, durerea scade, iar bucuria crește. Aceasta a fost povestea regelui care avea prea mult din toate. Somn ușor, pitici!